Salutare și bun găsit, Dragoș aici și îți spun bine ai venit în programul Inner Healing Intensive. Am dat startul și felicitări pentru decizia ta de a participa în acest program, în această provocare de 21 de zile care o să fie extraordinară, transformațională. Sper să-ți aducă tot ceea ce ai tu nevoie în viața ta, pe orice plan ai nevoie, fie că sunt conștientizări, dar mai mult decât atât, pe lângă teorie, practici și toate lucrurile care se întâmplă în program, mi-aș dori, și asta este intenția mea pentru tine, sper să fie și a ta, și anume să produci acea transformare de care ai nevoie. Da? Să mergi la următorul nivel, să lași în urmă lucrurile vechi, părți din ego, să discutăm foarte mult în program și de acest aspect, de care nu mai ai nevoie. Da? Lucruri care la un moment dat ți-au servit, dar acum avem nevoie să le lăsăm în urmă. Și o să vezi, e un program intens, chiar dacă sunt numai 3 săptămâni, dintr-o perspectivă, nu pare chiar așa de mult, dar 21 de zile în care zi de zi te ții de treabă și avem câte o mică provocare zilnic, s-ar putea să te scoată un pic din zona de confort și e minunat, pentru că ăsta este scopul, da? De asta o să avem nevoie să ne pregătim, da? Și o să mergem imediat în studio, la calculator, să discutăm câteva mici recomandări, da? Cum să susținem, și legat de alimentație, de stil de viață, cum să susținem energetic acest proces, pentru că e important. Altfel, spuneam, e greu de făcut, pentru că sunt acele mecanisme de apărare. Trebuie să învățăm să le depășim, iar pentru asta avem nevoie de energie. În principal, de energie mentală, da? Să aducem energia cât mai mult în partea prefrontală a creierului. Dar o să discutăm imediat. Încă o dată, felicitări, bine ai venit și hai la treabă! În acest program de transformare de 21 de zile, da, avem nevoie de un pic de ghidare. Și scopul acestui video introductiv este să-ți ofer un pic mai multă claritate despre cum o să decurgă, ce o să facem, care este harta, dacă vrei. Da? Și știm că în cele 5 etape de transformare ale călătoriei transformării tale pe care le-am discutat în programul introductiv, da, focusul nostru acum este pe etapa 4, pe etapa de vindecare. Da? Intrăm în abis pentru a face acest proces de renaștere până la urmă. Și cum facem asta? Sunt două principii, da? Sau doi piloni importanți cu care o să lucrăm în acest program. Odată este partea de instrumente, bineînțeles că avem nevoie de tehnici pentru a face, pentru a purifica, pentru a scoate, aduce la suprafață acele lucruri pe care vrem să le purificăm, dar mai e un lucru, poate cel puțin la fel de important, dacă nu mai important, și anume să învățăm, să ne devină natural acest nou mod de a spune stop multiplicării suferinței, da? Și a avea, dacă vrei, un nou mindset de a gestiona situațiile de viață de zi cu zi. Da? Și instrumentele, bineînțeles, sunt pe cele 4 planuri, de la nivel fizic, energetic, psihologic și spiritual. Da? E important să avem această abordare holistică și în program o să punem accent pe 3. Da? Pe energetic, psihologic și spiritual. Pentru că fizicul deja face parte din fundație și sunt câteva recomandări. Da? Ce am discutat și în programul introductiv, vindecă-ți inima, transformă-ți viața, dar sunt 5 recomandări pe care te invit să le urmezi. Da? Bineînțeles, nimic nu este obligatoriu, însă sunt aici ca să te susțină aceste recomandări. În acest proces de purificare, pentru că o să scoatem la suprafață, o să aducem inconștient anumite energie, anumite tipare mai vechi, anumite emoții stocate, stagnante, acolo de nu se știe de cât timp, da? Și e important să susținem procesul, tocmai ca să le putem să le purificăm, să le vindecăm. Da? În primul rând, fără alcool, măcar pe perioada acestui program, da? Nu se întâmplă nimic. Alcoolul inhibă foarte mult acest proces, ne agită foarte mult mintea și ne distrage de la proces. Nu mai putem simți. O să vezi că în acest program și în acest proces e important să învățăm să stăm cu emoțiile, chiar dacă sunt inconfortabile. Și toate aceste lucruri, până la urmă, au acest scop.
Pe lângă asta, e de preferat să mâncăm cât mai ușor, da? Să nu ne îndopăm mai mult decât e nevoie și de preferat vegetarian, adică să renunțăm la carne, pentru că la fel, tot din punct de vedere al emoțiilor, da, impregnăm și aducem alte emoții care nu sunt ale noastre. Ne încărcăm conștiința cu alte lucruri și altfel nu putem să lucrăm cu ale noastre. De asemenea, e bine să te hidratezi foarte mult, da? Să bei apă, să purificăm, să dăm drumul să curgă tot ce scoatem la suprafață. De asemenea, zahărul e la fel, da? De multe ori e dependența de dulciuri, de ciocolată, la fel ne sabotează foarte mult, da? Pentru că nu mai simțim emoțiile. E important să putem să reducem. Și de asemenea, ca și stil de viață, te invit să elimini pe cât posibil distragerile. Da? Cu colegii, socializarea inutilă, social media, da? Televizorul de asemenea ne aduce foarte multe lucruri negative și ne distrage de la proces. Da? Pe cât posibil simplifică viața. Acum, ca și structură, o să fie o combinație între teorie și practică. Bineînțeles, mult mai mult focus pe practică, acolo este cheia până la urmă, dar bineînțeles, pe alocuri o să mai aducem și elemente de teorie pentru a susține și a avea mult mai multă claritate și avea logică până la urmă, a înțelege de ce facem ceea ce facem. Dar o să fie multe practici, multe exerciții, zi de zi o să adăugăm câte ceva. O să vedem cum funcționează, probabil pentru că avem și interacțiunea și probabil o să mai luăm câte o mică pauză de repaus, da? O să vedem, poate după o săptămână, poate după două, dacă simțim că e nevoie de o parte de reflexie, de a sta cu tine, dacă uneori e prea mult. Și încă ceva, nu te judeca. Dacă mai ratezi câte o zi, dă-ți voie, lasă să se întâmple, fie că poți să recuperezi după aceea, fie că nu te judeca în primul rând. E un program intensiv, o să fie mult de lucru, dar în același timp ai blândețe cu tine. E mult mai important. Numai că faci parte din acest program, din acest grup, din flow, din câmp, pentru că stai în acest proces, or să se întâmple multe oricum. Bineînțeles, e nevoie de muncă, e nevoie de efort din partea fiecăruia, însă e mult mai important să ai blândețe în acest proces, pentru că lucrăm cu lucruri profunde, nu e niciun hey rup, nu trebuie să ajungem nicăieri, nu trebuie să se întâmple nimic. E foarte important să înțelegi asta. Ăsta este procesul vindecării, nu este să ne luptăm în continuare cu nimic, dimpotrivă, e de a face pace, de a integra, de a elibera, de a accepta. O să discutăm la trainingul de deschidere multe din aceste principii. Da? Așa că astea sunt câteva din recomandări. Și spuneam, o să începem întâi cu planul psihologic, da? cam din ziua 3, așa, o să mai fie un pic așa mai ușor de introducere, niște exerciții ușoare de pregătire, de deschidere, după care o să începem să săpăm, o să începem să scoatem la suprafață, o să facem un pic de introspecție, să vedem care sunt niște lucruri cu care avem nevoie să lucrăm, da? Pentru că awareness-ul e poate cel mai important lucru, este peste 50% numai faptul că le identificăm. După aceea o să lucrăm energetic, da? Pentru că, spuneam, tiparele sunt stocate foarte mult în planul, în corpul nostru pranic, energetic, în subtil. Și avem nevoie să purificăm și acolo acele meridiane, acele canale, chakrele, bineînțeles, da? Nu lucrăm numai la nivel psihologic. După care iar revenim la psihologic, iar o să facem practici și, bineînțeles, după aceea la nivel spiritual. O să lucrăm destul de consistent și la nivel spiritual, multe practici, o să atingem multe aspecte și legat de dimensiunea subtilă, da? Și de străbuni, și de karmă, și de lumea subtilă, energiile negative și multe aspecte care sunt extrem, extrem de importante pentru a susține acest proces. Pentru că dacă lucrăm la nivel, odată fizic, nu se rezolvă, apoi la energetic, nu se rezolvă, la emoțional, nu se rezolvă, atunci cu siguranță cauza este la nivel spiritual. Și e important, mare parte din problemele noastre în viață
sunt și țin de planul de domeniul spiritual, da? De ceea ce nu putem percepe cu mintea, cu simțurile, da? În planul subtil. Și de asta e nevoie să dezvoltăm intuiția, simțurile subtile, dar până atunci, efectiv doar lucrând cu aceste practici, cu aceste medicamente, dacă vrei, la nivel spiritual, or să te ajute și să te susțină enorm în proces. Da, asta e pe scurt harta sau planul de învățare și e o mare oportunitate că o urmezi, pentru că majoritatea oamenilor nici nu își pune astfel de probleme, de întrebări, da, și trăiesc viața pe pilot automat. Stres, frică, repetă aceleași activități, dependențe, da, tot timpul pe pilot automat și n-au șansa de a trăi adevărata libertate și bucurie. Așa că e un lucru extraordinar că faci acest proces cu tine, că-ți acorzi timp și îl iei în serios acest proces. Da? Pentru că asta te va ajuta să mergi la următorul nivel, să te bucuri de mult mai mult în viața ta, de rezultate extraordinare. Da? Presupune un pic de efort, dar tocmai ăsta e marele avantaj, că suntem împreună, că facem acest proces într-un grup, că ai susținere, că te ghidăm pas cu pas. Dar bineînțeles, e nevoie ca tu să depui efort, da? Depinde numai de tine și totul, restul, grupul, câmpul, practicile, totul cum este ghidat pas cu pas, reminderele, susținerea, ghidarea, toate fac ca procesul să fie complet. Dar bineînțeles, fără acțiunea ta, fără angajamentul tău, nu se întâmplă nimic. Tu trebuie să-ți dai voie, în primul rând, să ai această experiență transformatoare. Așa că ce zici? Trecem la treabă? Da? În primul rând, tema pentru astăzi, da? În fiecare zi o să ai o mică temă, uneori mai intens, alteori foarte ușoară, da? O să alterneze. Astăzi e simplă. Da? În primul rând, să descarci angajamentul, da? Documentul PDF. Dacă simți să-l semnezi, e foarte bine. Dacă nu, doar ia-ți acest angajament pentru acest program. Aceste 21 de zile să dai totul, da? Pentru că astfel se întâmplă lucrurile. Al doilea lucru, da, cele 5 recomandări pe care le-am discutat și un pic mai devreme, le găsești și în scrisoarea de întâmpinare, le citești acolo ca să le ai, da, și scrise și te invit să începi să le implementezi, da, să le pui în aplicare în viața de zi cu zi. Și al treilea lucru foarte, foarte important, da, pe toată durata acestui program te invit să ții un jurnal. O să fie un element extrem, extrem de important, care o să te ajute enorm de mult. Astăzi poți să scrii intenția pentru program, iar apoi o să vezi, o să scriem tot ce iese la suprafață. E important, altfel ego-ul, da, că toate aceste aspecte țin de ego cu care o să lucrăm, are foarte multă putere. Dacă zicem, a, știu, am înțeles, le țin în minte, nu. Atunci când le punem pe alb pe negru, sau negru pe alb, sau albastru pe alb, e un mare câștig, e o mare bătălie câștigată. Așa că asta e tema, e simplă. Îți spun încă o dată, bine ai venit în program, felicitări pentru decizia ta și îți dorim să ai parte de o experiență memorabilă, da? Profundă, cu siguranță să fie și cu care să-ți aduci, de care să-ți aduci aminte cu bucurie când te uiți în urmă. Așa că spor, ne vedem mâine cu primul training.